Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul se numește Bounty Arms, tableta se numește Oliu Viva Q8. Și astăzi vă prezentăm acest titlu care costă $4,99. Vine fără reclame, fără achiziție în aplicație și este un side-scroller 3D. Aveți trei personaje amuzante de controlat. Primul este Goober, o creatură care trage cu o bazucă cu porci și confeti. Flax Helix, care este un fel de robot R2-D2 din Star Wars, și Drake Mass, un mercenar cu o armă mai mare decât el. Acestea sunt armele lor. Fiecare personaj poate avea un pet, un micuț animal de casă care îl va proteja și va oferi abilități speciale. Hai să alergem întâi pe Goober. Jocul oferă 10 misiuni. Ne-am jucat 5 dintre acestea și am înțeles cam care este ideea acestui titlu. Grafica este destul de surprinzătoare, este o grafică foarte bună, foarte atractivă. Amintește de consolele ceva mai vechi, poate de un PlayStation 1, eventual chiar PlayStation 2. Controlul este simplu, aveți 3 butoane, un thumbstick virtual, acesta din stânga. Iată, s-a încărcat și personajul. Și uite așa, îl controlăm cu acest thumbstick virtual. Apoi un buton de jump și un buton cu care trageți. Putem să și schimbăm arma. Tocmai am tras cu porci zburători. Muzică destul de dramatică. Atunci când sunteți aproape de inamici, arma voastră se va transforma automat într-un plici de muște. Jocul are un puternic element amuzant. Și se vede asta și în dialogurile cu celelalte personaje. Mereu vor râde unul de altul. Toate bătăliile se dau în compania unor micuți roboți sau unii mai mari, aveți și bătălii cu câte un boss, destul de grele. Jocul este destul de ușor, deoarece practic nu veți muri niciodată, altfel sunteți luați înapoi de la checkpoint, care trebuie să recunosc că se repetă destul de des acest checkpoint, deci nu veți avea probleme prea mari cu acest titlu. Trei personaje la dispoziție, controlul este puțin confuz în timpul bătăliilor, mai ales că nu puteți să parați, ca să spun așa, loviturile inamicului. Aveți și dialogul celorlalte personaje pentru a înțelege așa zisa poveste acestui titlu. Ce este enervant aici este că atunci când întâlniți o cutie de acest gen și vreți să o deschideți, asta vă va costa bani. Apar și problemele de cameră, evident. Iluminarea este foarte bună la acest joc și, încă o dată, grafica este foarte, foarte bună. Regret faptul că nu putem să evităm atacurile și că uneori controlul ne dă de furcă. Aici vedeți bara de viață a personajului și bara de energie pentru atacuri speciale și alte asemenea lucruri. Perspectiva este una side-scrolling, dar cu o abordare 3D. Iată, am fost luați de la checkpoint. Puteți chema acel pet despre care vorbeam mai devreme cu itemuri speciale. Iată, am tras cu arma cu confeti, inamicii trag cu lasere. Personajul meu preferat este acel mic robot, o să vedeți imediat și pe el în acțiune. Acum mergem pe o bandă rulantă. Atenție și la capcane, nu doar inamicii sunt problema aici, și capcanele. Muzica este parcă un pic cam amenințătoare pentru un joc care nu se ia în serios. Atunci când inamicii se adună pe ecran în cantitate ceva mai mare, apare și un ușor lag. Și hai să mergem la meniul principal. Tableta este una quad-core, după cum știți, cu procesor all-winner și se descurcă decent cu acest titlu. Grafica arată foarte bine, dialogul este amuzant, jocul este ușor repetitiv și mediile sunt repetitive, ca și cum ar fi luat un singur nivel și producătorul jocului ar fi pus câteva texturi în plus și gata, avem nivele noi. Hai să jucăm și cu robotul acum. Producătorul aici este Kerosene Games. Aveți 10 misiuni la dispoziție, bătălii cu boss, upgrade-uri pentru personaje, puteți face grinding pentru upgrade-uri mai bune și vă veți lupta cu pliciuri mari de muște, printre altele. Veți putea deschide și uși și acesta este personajul robotic despre care vă vorbeam și el are un plici. Hai să schimbăm arma. Are și o mână robotică. Trebuie să evităm aceste lasere pe cât posibil. Iată și un checkpoint și o zonă în care avem un dialog cu un alt personaj. Putem trage cu lasere de la distanță
sau să schimbăm arma. Efectele de iluminare sunt foarte bune la acest joc. Iată, am folosit și o putere specială care a chemat un fel de mici drone verzi care ne însoțesc peste tot. Avem și un soi de scut verde care ne protejează. Toate acestea sunt contextuale în funcție de abilitățile personajului, de personajul selectat și de nivelul său de energie. După cum am spus, nu e mare problemă dacă personajul moare, ce point-urile sunt apropiate. Jocul este foarte ușor din acest punct de vedere, doar că totul costă ca mulți bănuți de aur. Acest joc costă $4.99, este foarte distractiv, l-am jucat pe tableta Allview Viva Q8, a mers excelent, vi recomand și vouă cu multă căldură. Și, deși el costă mult, el are grafică de consolă, ceea ce nu întâlnim foarte des în ziua de azi, chiar și pe titluri moderne. Îi dăm nota 7.50 din 10, pentru că jocul tinde să devină repetitiv și plictisitor, faceți mereu același lucru, aceiași inamici, nivelul arată la fel. Deci, per total, jocul o fi distractiv, dar devine plictisitor și la $4.99 nu ne permitem așa ceva. Cam atât la mobilisimo.ro, acesta a fost Bounty Arms pe tableta Allview Viva Q8, sper că v-a plăcut review-ul, iar nota finală este 7.50 din 10 pentru acest joc.